Bărbuț își pune mingea pe stângul, o pasă pentru gol! Ce gol marchează Elvir Colic în minutul 50 din alunecare Ungă Herțegovina. La un moment dat ar putea deveni alternativa pentru Edin Dzeko. Senzațională această pasă. Înaintea finalizării trebuie să remarcăm pasa dată de Cristi Bărbuț, o pasă perfectă. Da, dar e genul de fază în care atacantul este cel care cere mingea. Filip Bărbuț, Bărbuț îl așteaptă pe Marticiut cu stângul. Stângul mai bun. Nu știu ce mai poate vedea Piliaceli. Bate Romario Benzar peste poartă. Rămăsese spectator Piliaceli. Nu a schițat vreun gest. A marcat din lovitură liberă sezonul trecut. Fedele! Fedele! Gol! Contează asta pentru că sunt puțini jucători care trag foarte bine de la distanță, cum o face Mateo Fedele. Iată, interesant și modul în care a pendulat înainte să... Centrarea limitiță pe bara a doua! Oh, Ehenț! Ehenț e penalti și roșu pentru Moraiș! Cartonaj roșu pentru Junior Moraiș și lovitura de la 11 metri. Centrare perfectă, pentru că și noi suntem pe partea opusă. Ehenț întinde brațul acolo Junior Moraiș. Îl lovește și în șold, dar eu zic că mai întâi e braț. 100% concentrat Bălgrădean în fața lui Elvir Colic. Șut și apără Bălgrădean! Apără Bălgrădean încă un bătut slab Elvir Colic. Foarte slabă.